În curând, filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești va avea instrumente noi, atât de percuție cât și de suflat. Acestea vor fi achiziționate în baza unor finanțări obținute de instituție. Prin bugetul pe care filarmonica Paul Constantinescu l-a primit atât de la primăria municipiului Ploiești, respectiv de la Ministerul Dezvoltării, am reușit să, să facem o listă în seară întreagă de, de investiții. Mă refer aici la, bineînțeles, instrumente și aparatură pentru uh, studioul pe care îl avem, Virtual Concert Hall, este, sunt trecute în lista de, de investiții, în special cu finanțarea de la Ministerul Dezvoltării, uh, instrumente în valoare de peste 300.000 de lei instrumente foarte necesare orchestrei simfonice și orchestrii folclorice. Reprezentanții filarmonicii plăieștene au obținut bani și de la o companie americană cu care vor cumpăra un pian. Au obținut o finanțare de peste 80.000 de dolari pentru a putea să achiziționăm un pian de concerte. Practic, acest pian va fi în posesia filarmonicii plăiești undeva în luna, în luna septembrie. Toate aceste investiții sunt necesare pentru proiectele filarmonicii. Sunt proiecte mari pe care le-am pregătit anul acesta. O dată este data de 25 aprilie, unde avem un concert vocal simfonic cu... Regviemul de Mozart, discutăm cu o colaborare de, cu trei filarmonici care vor fi, pe, vor fi, la Ploiești, sunt trei coruri și Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Ploiești, deci peste 120 de oameni pe, pe, scenă, iar în data de 9 mai, un concert dedicat zilei Europei și uh, zilei de 10 mai, ziua Independenței, un concert cu Sinfonia Noua de Beethoven, de asemenea o, co o, colaborare cu mai multe filarmonici din țară care vor veni aici la Ploiești. Cei care nu pot ajunge la sala de concerte pot opta pentru platforma pe care se transmit live aceste spectacole, achiziționând un bilet virtual.